Alex, okay. cum vezi partida cu FCU? O partidă dificilă ca oricare alta, știm cu toții ce echipă au, ce jucători talentați, care au fost și pe la noi, îi cunoaștem destul de bine. Ne-au pus și probleme în meciurile trecute, mereu am avut partide disputate împotriva lor. Sperăm să fim inspirați, să ne impunem, să câștigăm. Ai ajuns așa în primul 11. Da. Sunt fericit, bineînțeles, să joc pentru Farul. Sper să am o evoluție bună și să mă ajut echipa să câștig eu. Cât de mare e presiunea în momentul ăsta pe tine? Ca întotdeauna. E un joc de fotbal. Mereu în sport este presiune. Sunt încrezător în forțele mele și că pot să-mi ajut colegii. Da, dar e clar că tu ești baza, pentru că Ștefan e lipsit de experiență, clar. Da. Cum am spus, și când am jucat în cupă sau la începutul campionatului, la fel o să tratez meciurile și acum. Tu ești crescut la Academia Hagi, ești constanțean, simți că e momentul tău? Da, eu am încercat oricum cu orice ocazie să-mi arăt calitățile și de ce sunt aici. Cunosc acest club de atâția ani, așa că nu e nimic nou pentru mine. Cum am spus și înainte, e ceva normal. Fanii au întâmpinat așa cu bucurie faptul că tu vei fi titular. Îi simți aproape că, te știu. Da, mereu i-am simțit aproape. Mereu și-au făcut datoria și ne-au împins de la spate oricând am avut nevoie. Campionatul ăsta, Farul a luat multe goluri, mult mai multe decât sezonul trecut. Trebuie să închizi poarta în meciul lui. Da, o să dau tot ce am mai bun, cu siguranță, și sper să luăm cât mai puține goluri. Ai vorbit cu Mihai, ai spus să țină bine în fața. Stau cu el în cameră, deci mereu sper să mă ajute și el. Îți pare bine că în tur ai fost doar rezervă? Îți pare bine? Da, îmi pare, ce să zic. Nu e plăcut ca portar să iei un gol, nu e plăcut. Da, păi să primești mai multe. Dar, na, asta a fost atunci. Din păcate am fost și într-un moment mai puțin bun și ăsta a fost deznodământul meciului. E bătaie mare la play-off. Mai ales după rezultatul ăsta al vostru la treaba, sunteți la 3 puncte de locul 2, adică până la urmă puteți să intrați și lupta pentru titlu, dacă lucrurile merg foarte bine în cea mai rămas din sezonul regulat. Da, este foarte strâns. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off și trebuie să ne concentrăm la partea aceasta. După ce vom îndeplini acest obiectiv, putem să ne gândim și mai departe, dar deocamdată doar am câștigat un meci, cum ai spus și tu. Echipele sunt la diferență de câteva puncte, într-o etapă, două, se poate întâmpla orice, așa că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne concentrăm pe meciul de mâine. Au plecat doi jucători importanți, au și venit jucători. Cum se pare că arată echipa? Păi cred că a arătat foarte bine și prima etapă. Cred că acolo găsim răspunsul. Sunt încrezător în cei care au venit, s-au acomodat destul de repede. Și am jucat un fotbal destul de bun, chiar dacă au fost noi veniți. E un boost de încredere faptul că ți-ai prelungit contractul până în 2026? Da, este. Mă bucur să fiu aici și mă bucur să am ocazia să arăt ce pot în viitor. Cât de mult v-a ajutat sub aspect moral pentru acest meci, victoria din etapa trecută și pentru meciurile care urmează? Ne-a ajutat foarte mult, mai ales că a fost primul meci după pregătire. Ne-a arătat la ce mai avem de lucrat, ce facem bine și sper că în următorul meci și în următoarele meciuri de altfel să progresăm și mai mult. Sincer să fiu, cred că toate meciurile sunt dificile în acest an pentru noi. Cred eu că avem un program destul de greu, dar sperăm să facem un meci la fel de bun ca cel din etapa trecută și cu siguranță vom câștiga. Ești pregătit să auzi indicațiile cu buzul din spate? Sincer, le auzeam și înainte, cum a spus și el, stând amândoi în cameră, vorbeam destul de mult.
Dar acum va fi diferit pentru că va fi în spatele meu, va fi mai aproape de mine și sperăm să facem un cuplu destul de bun, chiar dacă nu este pe aceeași linie cu mine, dar cu siguranță ne vom ajuta și asta se va vedea de mâine, începând de mâine. Cât de mult a contat faptul că și tu și Larie ați putut să faceți pregătirea normal în iarna asta, ținând cont că în vară eu nu ți-a fost accidentat, tu ai avut și tu la un moment dat ceva probleme, nu dacă nu mă cer. Da, într-adevăr, tot timpul când lucrăm împreună, atât cu Larie cât și cu ceilalți colegi din apărare, zic eu că sudăm o legătură destul de bună și lucrul ăsta s-a văzut în prima etapă. Într-adevăr, în vară au fost probleme, cât și din partea mea și a lui Larie. S-a văzut, să zic, în mare parte, pentru că de fiecare dată când am intrat, nu știu, n-am mai avut aceeași conexiune ca sezonul trecut. Dar odată cu această etapă și cu primul meci făcut bun din partea noastră, defensiv, sperăm să mergem pe aceeași linie și să închidem poarta. Poate fi mai greu cu Craiova Limited decât cu Universitatea. Sincer, la ce strâns este campionatul, poate fi greu cu oricine. Nu văd o echipă care ai putea spune avem cele 3 puncte asigurat. Sunt o echipă bună, au jucători valoroși, au demonstrat asta chiar și prima etapă, au mers la Rapid, au marcat 3 goluri în deplasare. Sperăm să nu mai facă un meciul de mâine și sperăm să ne impunem noi și să ne facem jocul nostru. Oricum, pe final au căzut în ultimul sfert de oră, au primit 3 goluri, de la 3-1 conduceam. Da, cu toții știm ce presiune este în Giulești, știm meciurile care sunt acolo și noi am avut probleme pe sfârșit de meci, dar asta nu știu ce pregătire au făcut ei, nici nu mă interesează, sincer. Sper ca noi să putem să controlăm meciul din primul minut până în ultimul și să ne impunem la sfârșit. Cum s-a simțit schimbarea de sistem în timpul meciului cu Universitatea? Ați trecut de la apărarea cu 2 centrali la cea cu 3? Nu știu dacă am simțit-o destul de greu, pentru că schimbăm sistemurile, am mai jucat, suntem obișnuiți să trecem de la un sistem la altul. Zic eu că ne-am descurcat bine și cu 2 fundași centrali și cu 3 și asta a arătat la finalul meciului pentru că nu am mai primit gol. Anul a început începe tare, cu 2 meciuri cu Craiovele, cu FCSB, începe tare anul. Da, avem un program destul de dificil, mai sunt 8 meciuri, unul pentru noi, primul a fost cu Victorie și cred eu că este foarte important, dar mai avem 8 meciuri la fel de grele, toate sunt la fel de grele și sperăm ca din primul meci, pentru că încercăm să ne gândim la următorul meci tot timpul, sperăm să facem un meci bun, să aducem 3 puncte în clasament și să menținem această cale. Chiar dacă îi frig, suporterii îi așteptați lângă voi? Cu siguranță, au venit tot timpul. Ne-au arătat, atât timp cât am fost eu aici, ne-au arătat devotament, au venit lângă noi și sperăm ca mâine să fie alături de noi și să ne bucurăm la final. Vă